Am așteptat cu mare emoție această sărbătoare. Am văruit casa, prispa, am pus macate frumoase pe pereți, în grădiniță, am flori, am lalele, am narcise. Totul miroase ca atunci când trăia mama mea. Pentru că, de ce nu, casa părintească trebuie să aibă mereu viață, mai ales astăzi, în ziua intrării Domnului nostru Iisus Hristos în Ierusalim. Iisus care a venit cu vestea cea mare. Să dea Dumnezeu această sărbătoare să fie spre slava noastră cerească. La mulți ani! Pământ, te-aș vedea, tălbilit.
gura mea, să nu crează cineva că împărățește lumea, că da cineva.